Liviu afla de la Marian despre un parfum pe care Maria l-a primit de la fostul ei iubit, suficient cât gelozia să se cuibărească din nou în inima lui. Adică am întrebat unde are parfum, vezi că l-a fost. Ce te-am mâncat limba? Da, mi-am gândit la el, dar noi ne-am discutit 2 ani și am zis ce vorbești. Mașina ești că-ți dorești? Deci o da, iurea. Nu vrei să te duci pe la el în vizită la o cafea acasă, ca să-ți prie, ca să-ți prieteni? Da, am mai fost în vizită și am fost doar prieteni, ne-am mai văzut și ne-am avut de 1000 de ori. Și a fost și gelosul Marian, din ce știu. Când am fost împreună, nu după ce ne-am despărțit. Se sau că nu vreau să aud de el, nu? Și tu crezi că noi vorbim toată ziua? Ce știu? Păi ce spun eu că nu, să vorbim foarte rar. Cadouri scumpe și toate astea, eu știu ce fac, cum sunteți voi. Dacă dormea, cum spui tu, duminica, doar în tot. Și să cădea cadouri scumpe la fete. Nu la fete, mie. Păi doar tu. Pentru că a fost o femeie importantă. Doar tu. Ce treabă ai tu? Știi ce mă te bași cu el înapoi să te răsăți în continuare? Mă, că asta mă... Mi-a dat și două inele, dacă vrei să... Nu am fost tot așa, că am fost doar... De ce nu te bași cu el, iar că te răsfață foarte mult? Și ți-e place să fii răsfățată? Pentru că când ceva nu merge, mai bine... Poate că n-aș putea să te răsfăț așa. Cred că tu ai greșit venind de aici. De ce? Nu ți-ți place să fii răsfățată, ți-ți place să... Și atunci cred că e greșit. Ce cauți tu afară? Ce naiv ești, mor. Dacă era să mai avem ceva, aveam. Dar cum gelozia mai poate și flata, Maria s-a gândit să-i ceară lui Marian detalii despre discuția avută cu Liviu. Da. După toate aparențele, o greșeală. Ce râde? Stai! Stai! Te mănâncă limba! Au zis că era fericită cu ceva parfum de la fostul tău iubit. Da. Spus, mă iubește. Ce ai spus? Mi-au zis că te jucai cu un parfum și că e de la... Mariane, vreau să-i spui tot că trebuie să aibă surprize, o să n-aibă surprize. Vă vreau să aibă surprize. Ce surprize să aibă, spun sincer. De-aia râd, pentru că s-a agită degeaba. Știu că ai făcut așa cu telefonul, era... Auzi, știi ce am înțeles? Avem telefon la fel, ai zis. Știi ce am înțeles? Știi, ți-ai luat telefon ca mea, nu ai zis, nu, l-am primit. Știi ce am înțeles din vorba asta să n-aibă surprize? Că poți să mai spui altceva. Ai făcut, avem telefoane la fel. Ce fain, ți-a dat telefon ca mea. Nu l-am primit. Și el a făcut glume că... I-am spus că e băiat de treabă. Ea singură s-a dat de gol cu ceva. Băi, s-a dat de gol, să n-am surprize. Înseamnă că mai știi ceva. Băi, nu te îmbărci. Nu pot să spun ce nu știu. Nu, când a zis ea să n-am surprize, înseamnă că tu știi mai mult. Dar n-am și surprize să știu. Păi să știu ce a zis. Că de la el, uite-te la fața lui că are impus pe glume. Acum spune banalități. Nu la orice, numai să te enervezi. E cumpărat apartament în Cluj, care nu spune. Am aștept la orice, la asta vorbeam, la pucă. De ăla nu i-ai spus. Și acum, să vine trimis. Nu-i trimite aici. De când ajunge acasă. Nu, no, mă, de unde să știu eu? Abar n-am. Să spui afară, dacă ești mă afară la o cafea, o să-mi spui mult mai mult. N-am ce să spun, bă, că nu știu, mă, jur, mă. Spre prânz, după întâlnirea Mariei cu psihologul, gelozia lui Liviu devenea din ce în ce mai evidentă și plină de insinuări ce agravau situația. Bucajele mele vin din trecut. Ce ți-am mai zis? Și te gândești la trecut. De ce nu ai încredere în mine? Am încredere, ți-am spus că am încredere, doar că spun și vreau să afli de aici ce mă deranjează, ce nu, ca să nu spui afară, păi stai puțin că acolo tu nu mi-ai spus, acolo tu nu eri așa. Înainte să mă întreb pe mine exact ce și cum, mergi și trebuie altcineva. Dai seama că nu accept asta, nu, afară. Dacă mă caută, ce mai faci, cum ești eu într-o pasă proastă sau am, nu știu, ceva de făcut și nu mi se mă ajută, oricum sfatul, cu ce poate. Dar fi mișto că noi certăm să îl sun să te consolezi. Am că știu că da, să văd în ochii tăi. Pentru că asta vrei tu să vezi. Ce crezi? Nici nu știu ce să înțeleg. Ce crezi? Că tot el te ajută când ești într-un impas. Nu? În prietenia devenit iubire? Da. Am terminat într-un mod normal și prietenos. Poate devenit el mai matur. Păi el e matur. Dar nu trebuie să încerc când nu mai e loc. Ce să încerci? Și sentimentele se duc. Și rămâne doar un respect. Ce să încerci? Sentimentele trec. Repet. L-ai prins tu că te-ai înșelat sau ți-a spus el? Am descoperit eu. Deci te-a respectat foarte mult. Băi, bine că îl înțelegi și l-ai înțeles. Și de ce îmi spui că ai încredere? Că-i țineai parfumul în mână și era lângă mine. Că așa s-a nimerit să-l iau în mână. Și era lângă mine și gândul tău era la el.
Având parfumul ei în mână. Parfumul ăla conta mai mult decât mine. Că era de la el. Ce? Să-ți zic că nu știu. Ce să zic? Ți-am zis că nu e așa. În urma conversațiilor despre fostul iubit al Mariei, Liviu devenea din ce în ce mai neîncrezător, punând la îndoială viitorul lor împreună. Ce te neliniștește? Tu știi ce te neliniștește pe tine? Da. În privința noastră? Când ies de aici, cum o să se schimbe și faptul că pot ajunge să fac cel mai important pas al vieții mele de până acum, poate se întâmplă să-l fac aici. Ah, în cazul ăsta acum e imposibil să faci una asta. Nu m-am gândit că e imposibil, dacă mi-ai spus tu, e imposibil, ai lămurit un lucru. Spun eu, imposibil. Ok. Asta ne mai trebuia, să mai intervină și umbra unui fost iubit. Nu le aveau ei pe ale lor. Hai să lămurim. Ce-i cu parfumul? Ți-a trimis un parfum aici în casă? Nu. Păi și atunci? Era un parfum pe care l-am și m-a întrebat de la cine l-ai. Și ce era, să mint? Da, ți l-a dat acum 2 ani sau ți l-a... Nu, era recent. Păi ți-a dat recent? Da, m-ai trimis cadouri și... Ce îi? Când eram singură, vorbim, am rămas prieteni, am zis și da, trimit, nu ne-am văzut, îmi trimite pur și simplu, le primeam la cabinet, prin curier. Acum, nu știu ce să zic. Mariana, te-am mâncat și pe tine, ce să zic. Nu. Și Mariana am început și cu telefonul și cu toate. Tu nu. Total degeaba am povestea asta, vă spun, pot să vă explic. Păi tu i-ai băgat mortul în casă. Nu. El mi-a spus de ceva parfum cu primit de la fostul ei iubit și dacă știu ceva... Ea ți-a spus? Nu. Liviu. Că n-aveam de unde să știu eu de parfum. De unde să știu? Știam de la Maria. Bun. Deci el știa de la Maria de parfum, da. Pe care mi-a spus mie. Și ce tare, eu luam parfum. Cred că și telefon. I-a păsat și pe accelerație. Și auzi și ți-a trimis cu curier și telefon? Nu am avut tangență cu el. A dat și că bea de treabă. Abțin. Ia zic că dacă ieșim împreună să mai trimită 10 bucăți parfumuri, 10 bucăți telefoane. Și avem și conversația că mi-a trimis, dar noi nu ne-am văzut, adică vorbim ca prieteni. Și ce ți-a mai trimis prin curier? Că acum întreb și eu. Hai că trimis. Bun, asta cu apartamentul a exagerat, Maria. Dar ce? Ce? Ce mi-a mai trimis? Da. Păi mai am acum lucruri de la el. Mai ai? Mai am. Ce? Placa. Placa? Unde s-o arunc. Sper că... Și îți trimite pachete și aici în casă? Nu. A, asta ne-ar mai lipsi. Dar de fapt nu avem de unde să știu, poate trimite. Problema la mine nu ar fi că el trimite. Și dacă ar fi cu mine, nu aș avea nicio treabă cu el. Dar care e problema ta? Dacă i-ar primi după ce ar fi cu mine. Păi asta e altceva, dar nu aveam pe nimeni. Și dacă aș... Logic că omul... Nu am acuzat. Cred că nici nu ar mai zice un bună. Nu am acuzat asta. Da, vorba colegilor mei. Dacă trimite, se trimite la amândoi. Adică îi trimite Marie un parfum, se trimite și Liviu un parfum. Mi se pare normal. Nu vreau să trimită. Și problema mea a fost nu parfumul, ci că era lângă mine și mirosea parfumul așa și m-am gândit de la cine l-ai, de la fostul. Păi așa și imaginează el, dacă aș fi mirosit alt parfum. Când am mirosit parfumul meu preferat și fac așa că... Da, atunci ce nu te-ai gândit? Și stai un pic. Și nici măcar nu-i parfumul tău preferat? Nu. Păi și atunci de ce nu-l dai? Nu pot. Pentru că de la fostul. Pentru că îmi place și am mai multe parfumuri și le folosesc în funcție de cum îmbrac. Doamne, deci pe cuvântul meu, după ziua de astăzi, când vine să mă pensionez, a fost o zi foarte dificilă, jur, este ce Dumnezeu, este vinerea patimilor, exact, da, totuși. Omul chiar nu mai are nicio treabă, dar și ea m-am uns, pentru că i-a știu spus Marie, eu zic să concedieze curierul, că nu. Omul i-a spus că doar ei îi trimite, dar cred că așa le spune tuturor, doar ție și îl dă la mai multe, pentru că am înțeles că e foarte bine financiar. Eu zic să... Și tu ai o problemă chestia asta? Nu. Te roade invidia? Nu, dar am zis că dacă era un om simplu, nu mai făcea el parfumul de 5 milioane cadouri fetelor.